O întreb pe doamna Dorina dacă dânsa crede că un copil care are orice fel de diagnostic ar putea să reușească fără implicarea 100% a părinților și a bunicilor. Niciodată nu o să reușească ce pot face părinții și bunicii cu acei copii. Vă spun, deci sincer vă spun și nu vreau să vă dezamăgesc. Acest copil a avansat pentru că s-a lucrat persoan. Am lăsat numai totul pe mâna asta. V-am spus ce mi s-a zis la asociație. El lucra la nivelul de 3 ani și copilul meu era la grupa 0 și am zis, cum lucrați dacă eu văd că el reține, lucrează, nu știam eu de mende, nu știu ce, că n-aveam plan, numai până v-am întâlnit pe dumneavoastră, da? Și le-am spus așa ca bunică că mă deranja, că eu știam ce lucrez cu el acasă și ce fac acolo. Și mi s-a spus că se lucrează după un plan, deci toată lumea și unde o să mergeți dumneavoastră nu va lucra numai după copilul dumneavoastră. Deci aduceți specialist, cum vă zice doamna Monica, luați cursurile, știu că este greu, că și pentru mine a fost greu, n-am înțeles, nici nu știam ce la men, ce să știu, ce aia recompensă, n-am știut, că n-am fost pus în situație, până nu v-am întâlnit. Deci nu lăsați și începeți cu copiii când vedeți că sunt probleme, chiar dacă sunt sănătoși, chiar dacă... Dar vedeți că nu lucrează. Începeți și luați cursul, îl ascultați odată tot, pe urmă îl luați pe bucăți, vă notați că știți să scrieți toți pe caiete, că acum iarăși mă opresc. La copilul meu toată lumea îi spunea, păi lasă că este calculator și va învăța. Păi gândiți-vă că calculatorul îi distruge creierul. Deci nu are cum să se dezvolte dacă nu lucrezi personal cu el. Deci trebuie lucrat personal și nu trebuie o oră. Deci trebuie ore, 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 zi de zi, zi de zi. Eu, de exemplu, vă spun sincer, m-am dus după ce a fost doamna Monica, că înainte pierdută și eu în spațiu ca toată lumea, și m-am dus la învățătoare, i-am arătat planul, am rugat-o ca să facă ore cu el după planul pe care mi l-a dat doamna Monica. Noroc că am înțeles și învățătoarea. A înțeles profesoara de sprijin că a avut la școală, a înțeles psihologa de la școală, după același plan pe care mi l-a dat doamna Monica, dar până am întâlnit-o, până să o văd, acum toată lumea zice pandemia, eu îi mulțumesc pandemiei că datorită ei am reușit să o găsesc pe doamna Monica și să o ascult în live-uri și nu odată, dacă mă credeți, deci o noapte mă culcam la 3, la 6 mă sculam numai ca să o ascult, să văd ce o zis, să mai notez, să știu, să fac până am reușit să o aduc și la mine, să-mi facă planul concret, să știu, să o văd cum lucrează, mi-a fost foarte greu. Că la fundație, dacă am zis că vreau să stau cu copilul, nu mi s-a dat voie și au fost foarte, așa, mă rog, cum e peste tot, nu vreau să vă spun. Și cheltuielile sunt într-adevăr mari, și cheltuieli psihice, și cheltuieli materiale. Am umblat, nu mi-e rușine să vă spun, după 230, după impozit, după profit, ca să ne putem descurca, și după prieteni care ne mai dau un împrumut și care ne așteaptă cu ăsta, că trebuie să lucrezi, să faci, nu ne-a fost ușor nici să luăm un curs, nici să luăm un îndrumător să ne facă, așa că nu cedați mămicilor, nu cedați și începeți cu copilul din de când îl aveți la dumneavoastră, la sân, de când îl aveți în burtă, vorbiți-i, nu, dacă vedeți că este ceva, luați și nu dezarmați. M-am întâlnit cu mămici care mi-au spus, vai, zice, soacră mea și socul meu îmi spun că ei nu cred de așa ceva și așa, și atunci i-am recomandat pe doamna Monica, am zis, uite cum am reușit eu cu copilul meu, încearcă și să vezi. Vreau să vă spun că m-am întâlnit unde? La biserică, că n-avem în altă parte, n-am timp. Și eu zic, doamna Jula, facem exact cum ne zice doamna Monica și mulțumim că ne-ați recomandat-o. Deci, altceva mai mult de atâta nu pot să vă spun decât că trebuie să muncim, nu o oră, ca și când îl ducem la specialist, toată ziua, deci zi, lumină. Și dacă copilul este obosit, îl mai culcăm și începem iarăși. Dacă noi suntem obosite, spunem părinților că astăzi nu putem și mergem mai departe
dar nu vă lăsați. Vreau să vă spun că am ascultat-o și am fost la cursul ei și de comportament. Deși la comportament m-am dus, ca să știu cum să lucrez cu el. Pentru că toate astea m-au depășit, ne-au depășit pe toți din casă și atunci a trebuit să lucrăm. Ori acum avem un copil care nu mai mușcă, nu mai țipă, nu mai zbiară, nu mai aruncă, care poate să poarte un dialog cu cineva, nu la nivelul nostru, dar este ceva și sperăm că va fi și mai mult, dacă nu ne lasă doamna Monica, dacă nu o clonez, că nu vreau să o las.